Bună ziua tuturor! În primul rând dați-mi voie să vă mulțumesc că ați venit astăzi la conferința noastră de presă, conferință care se face de vreo 3 ani în fiecare an la final, când ne prezentăm bilanțul. Dar dați-mi voie să vă mulțumesc în primul rând pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat an de an ca evenimentele Muzeului Astra să fie promovate și să fie accesibilizate pentru tot ceea ce înseamnă public, de presă scrisă, social media și așa mai departe. Fără aportul domniilor voastre, mi-ar fi practic imposibilă promovarea acțiunilor și a evenimentelor culturale și vă mulțumesc pe această cale că sunteți alături de noi. Anul 2019 este un an care va rămâne clar în istoria României, în istoria muzeelor din România, pentru că Muzeul Astra a câștigat premiul European Museum Academy Luigi Micheletti, un premiu pentru muzee care se reformează practic, se inovează și care transmit un cu totul și cu totul alt mesaj vis-a-vis de valorizarea patrimoniului și modul în care o instituție de cultură este asumată de comunitate, toate programele de altfel fiind croite pentru comunitate, pentru societate și pentru toate categoriile sociale și de vârstă. Ca realizări în afară de premiul European Museum Academy, vreau să vă spun că anul acesta noi am depus și am câștigat și am implementat proiecte de peste 1.200.000 de lei. Am depus alte proiecte cu o valoare totală de circa 3 milioane de euro, așteptăm răspunsurile. Proiectele vizează în special dezvoltarea infrastructurii muzeale, o infrastructură care mai mult modernizată ar aduce un plus valoare în oferta culturală pe care Muzeul Astra se străduiește și reușește cu succes în fiecare an să o aducă în atenția publicului. Ca număr de vizitatori la nivel de 30 noiembrie, deci nu avem încă datele pe decembrie, colegul meu Cosmin Călinescu vi le va transmite imediat ce se termină anul, pentru că mai avem încă o perioadă de sărbători și va fi lume prezentă în muzeu, am avut în jur de 634.404 persoane. Repet, la 30 noiembrie. O cifră uriașă. Veniturile Muzeului Astra sunt de aproape 1 milion de euro, fără proiecte, deci cu tot cu proiecte practic ajungem undeva aproape de 5.700.000 de lei sau 5.600.000 de lei, 5.800.000 de lei, mă scuzați, ceva de genul acesta. Gândiți-vă câtă muncă și cât efort a fost depus de echipa Muzeului Astra, care a trudit și trudește zi și noapte ca patrimoniul să fie mai bine accesibilizat de către publicul vizitator, în același timp noi făcându-ne datoria și pentru a conserva toată această minunăție din Dumbrava Sibiului și nu numai. Dar Muzeul Astra nu înseamnă doar muzeu în aer liber. Muzeul Astra înseamnă și Astra Film. Anul acesta Astra Film a avut 81.000 de vizitatori. Au fost peste 27.000 de copii beneficiari ofertei educaționale și aici vreau să accentuez faptul că în anul 2019 numărul beneficiarilor din zona școlilor primare, gimnaziale și liceale a crescut foarte mult. Deci, practic, sectorul nostru de educație muzeală a venit cu oferte dense, complete, pentru programul de pedagogie muzeală. Tot de Muzeul Aer Liber vreau să vă spun că am avut peste 2000 de ateliere și demonstrații meșteșugărești, iar colegii noștri de la Muzeul Aer Liber și de la Muzeele Povilionare au gestionat o relație cu aproape 3000 de meșteri. În ce sens au gestionat-o? Nu e vorba doar de programele croite, modul în care au comunicat cu ei și modul în care au reușit practic să motiveze o generație mai tânără să ducă mai departe un meșteșug, pentru că noi ne dorim ca în viitor să nu discutăm despre această resursă umană la trecut și doar la nivel teoretic. Vrem să asigurăm cumva o continuitate. Mai mult decât atât, anul acesta am deschis la Miercurea Sibiului un nou sediu, un nou muzeu, Muzeul Țării Secașelor. Încă nu ne-am focusat atenția foarte tare pe acest muzeu, pentru că încă cercetăm zona să vedem care este potențialul și ce resurse identificăm în zonă, pentru că acele resurse trebuie reconștientizate comunităților. În Europa se vorbește de SDGs, Sustainable Development Goals. Se vorbește de dezvoltare sustenabilă, iar noi ca instituție de cultură premiată trebuie să avem grijă de acest aspect și programul pe care îl derulăm într-o comunitate trebuie în primul rând să aducă beneficii nu doar în zona patrimoniului sau educațional, dar și beneficii economice acelei comunități pentru ca ea să fie în continuare
agreată de comunitate. Nu putem să impunem cu forța nimic, dar trebuie să-i conștientizăm că aceste programe, cum a fost și programul Regiune Gastronomică, în care Muzeul Astra a dezvoltat multe programe în comunități, la Noul Român, în Miercurea Sibiului și așa mai departe. În Șeica Mică, împreună cu Asociația Mai Transilvania, am avut branciuri în, cred că în toate cele 5 zone etnografice ale județului Sibiu sau zone de dezvoltare, cum mai sunt ele numite, denumite de autorități. La nivel de conservare-restaurare am avut în jur de 68 de lucrări, intervenții de restaurare pe toate construcțiile din muzeu. Am reconstruit 5 noi monumente și am avut 152 de intervenții, conservare monumente și 188 de obiecte restaurate. Deci, practic, toate palierele care înseamnă un muzeu au fost acoperite și s-a muncit într-un ritm infernal. Vreau să vă spun că la nivel de șantier de restaurare, Biserica din Vința a fost de departe cel mai greu șantier. În momentul de față avem zidăria făcută, iar anul viitor, cu ajutorul celui de sus, sperăm să avem, să facem învelitoarea și să punem, să montăm pictura pe lemn, urmând ca în 2021 să montăm fresca. Pentru că sunt niște etape care trebuie respectate în edificarea unei construcții. Mai mult decât atât, am avut ateliere la care au participat și colegii de la Institutul Național de Patrimoniu. Împreună cu Institutul Național de Patrimoniu, noi dorim să facem o mapare a meșteșugarilor și mai mult decât atât, dacă Dumnezeu va ajuta să luăm un proiect care vizează un centru de activități și resurse legionare, să le certificăm competențele și să-i formăm pe cei care doresc să învețe o meserie sau o meșteșug, în așa fel încât să fie plasați pe piața muncii și mai ales pe piața restaurărilor, care în momentul de față în România are o cifră de circa 500 de milioane de euro. În jur de 460 sau 480 de milioane de euro este doar programul operațional regional pe cultură. Nu mai vorbesc de restul fondurilor care vizează și aspecte ale patrimoniului, nu neapărat monumente istorice, dar și monumente de arhitectură vernaculară. În linii mari pot să spun că ne-am depășit de mult condiția de muzeu. Cred că este momentul ca la nivel de minister să convingem autoritățile că centre regionale se impun a fi edificate foarte repede. Este o mare nevoie de laboratoare de conservare, restaurare, de depozite regionale care să gestioneze patrimoniul destul de, să nu folosesc un cuvânt greu, dar destul de inadecvat depozitat din motive de lipsa a investițiilor în infrastructura muzeală. Din păcate, până în momentul de față, dar mâine sper să vin cu vești bune, nu a reușit să aduc o mulțumire clară angajaților din muzee, ca președinte de rețea. Mâine, în schimb, avem o întâlnire, e un grup de lucru realizat de nou ministru al culturii, de domnul Gheorghiu, unde vom discuta echilibrarea salarială din muzee, pentru că ai noștri colegi merită să fie recunoscuți altfel și nu doar ca poziție, ci mai ales ca aspect financiar. Noi suntem într-o analiză, probabil că studiul va fi gata în luna februarie sau martie, o să vedem care este impactul economic foarte clar al unei instituții de cultură cum este Muzeul Astra în societate. Și o să venim cu cifre care demonstrează că noi, în afară de actul cultural în sine, avem un rol major în educație, dar avem un rol major și în dezvoltarea economică sustenabilă a unei comunități. Ar fi bine să fim mai serios luați în seamă de autorități. Și nu vorbesc de Consiliul Județean de Sibiu, căreia vreau să-i mulțumesc, pentru că această relație o export tot timpul și o prezint ca un exemplu de bună practică. La nivel de relație cu Consiliul Județean Sibiu, mare parte din aceste realizări, dacă nu era o colaborare strânsă și o încredere, nu aveau cum să fie realizate, nu aveau cum să fie făcute. Și le spun, de câte ori avem ședințe cu domniile lor, și răspunsul cel puțin pe mine m-a liniștit sufletește și m-a mulțumit. A spus, domnul director, noi alocăm fonduri muzeului Astra pentru că vedem ce faceți și suntem foarte mulțumiți. Sunt destul de multe alte muzee în țară care pot să facă, cel puțin, aproape de nivelul nostru, la fel de multe lucruri pentru patrimoniu, dar e nevoie de o conștientizare a autorităților locale, județene și naționale de importanța muzeelor în dezvoltarea unei comunități. Am participat la
Salonul Internațional de Restaurare. Am fost la Salonul Internațional de Patrimoniu de la Paris, la Salonul de la Ferrara și la Exponatec din Köln. Prezența noastră la aceste saloane merge de vreo 3 ani de zile, dacă nu mă înșel, nu, de 2 ani, mă scuzați, a generat o creștere a numărului de vizitatori din țările vest-europene cu circa 5%, cel puțin. Am fost cunoscuți, suntem prezenți pe harta muzeelor importante din Europa și pot să spun cu toată tăria că acest Oscar pe care l-am luat, da, ne-a așezat în top 3 muzee cu profil etnografic din Europa. Vă spuneam la începutul mandatului că o să încerc să duc muzeul Astra în top 5 muzee. Iată că am reușit să o ducem în top 3 muzee cu profil etnografic. Nu ne raportăm doar la numărul de vizitatori sau la încasări, ne raportăm la tot ceea ce înseamnă o infrastructură muzeală și activitate, număr de vizitatori, încasări, programe pentru comunitate și când îți spune un mare om de cultură din Suedia, în momentul de față este chiar directorul European Museum Academy, că voi, muzeul Astra, sunteți role model pentru dezvoltarea comunităților locale. E un lucru mare, sincer, și ne onorează. Proiecte pe cum Muzeul Țării Secașelor, aveți în vedere și pe alte zone etnofolclorice ale județului, pe zona de nord, pe Hârtipaș, pe Măginime, există case sau colecții muzeale, dar ele nu pot fi clasificate ca muzee. Da. Noi suntem în discuții avansate cu consistoriul evanghelic ca să preluăm o biserică fortificată de la Netuș, acolo, in situ, cu tot ansamblul din jurul ei. La fel și acolo vrem să construim un centru cultural pe zona de formare profesională în domeniul dulgheritului, mai ales pe lemnul de esență tare, unde este un mare interes în țările nordice și în țările germanice pentru a învăța, că noi încă avem oameni în comunitățile rurale care au know-how și au acele îndeletniciri pe care ei nu le mai găsesc în țările lor. Și atunci am putea construi și croi un program, dar și asta ține cumva de o finanțare viitoare și mai departe. Nu vreau să dau foarte multe detalii pentru că este cumva inițiativa domnilor lor și corect este când ai un parteneriat să vorbești pe aceeași limbă și nu am discutat încă cu dumnealor ca să primesc un accept să dau mai multe detalii despre acest proiect până când nu o să avem următoarea întâlnire undeva prin ianuarie sau februarie, dar s-au arătat foarte deschiși să, pentru că au văzut muzeul ăsta croiește lucruri bune pentru comunitate. În același timp gândim în Mărginimea Sibiului, ne gândeam chiar la un muzeu, dar mai mult pe zona virtuală a Transumanței. Pentru că acum Transumanța, dacă ați văzut, este recunoscută UNESCO. Iar ori Transumanța caracterizează toată civilizația montană din România, nu doar cea din Mărginimea Sibiului, că Mărginimea Sibiului este polul principal, da, de acord. Și trebuie cumva și acest fenomen care este pe cale de dispariție, trebuie punctat și trebuie comunicat mai departe generațiilor care vin. Țara Oltului o avem deja, da, pe Târnave încă vedem, noi avem, ne leagă ceva de Șeica Mică, dar nu doar că e soția mea de acolo, nu, dar aceste case, primele case funcționale din muzeu, sunt din Șeica Mică și acolo este din nou un proiect de restaurare a bisericii, să vedem pe Târnave fie Șeica Mică, fie, nu știu, vedem, încă nu am decis. Și Secașele deja este rezolvat, nu cred că am mutat Hârtibaci, v-am spus de Netuș, deci atât că în fiecare zonă noi vrem să avem câte un satelit, pentru că este o nevoie de a conștientiza comunitățile rurale de importanța fenomenului cultural și mai ales acest turism cultural care, uitați-vă cum se dezvoltă, uitați-vă la Alma Vi, ce lucruri bune se întâmplă. Am spus-o și o repet, și statul român este capabil și are potența să genereze proiecte, programe în zona turismului cultural. Și asta o să facem. Noi deja demonstrăm cu fapte lucrul acesta. Dar e mult de muncă și gândiți-vă că totuși muzeul ăsta funcționează cu același număr de angajați ca acum 10 ani sau 15 ani. Eu când am venit în muzeu, în 2005 am venit în muzeu, erau 220 de angajați. În momentul de față sunt 204 angajați. Dar cât am crescut de atunci? Nu doar ca număr de monumente, ci ca programe, proiecte, le vedeți și le promovați. Deci este o nevoie de a fie să mai aducem încă o resursă umană, un număr de 20-30 de angajați am avea nevoie, fie trebuie să identificăm fonduri care să permită externalizări pe diverse paliere unde nu mai facem față, efectiv nu mai facem față. Deci pe lângă bugetul instituției, numai pe investiții am avut în jur de 6 milioane de lei, dacă nu mă înșel, da? Avem proiectele câștigate.
În ce compartimente aveți cea mai mare nevoie de personal? Și începând cu muzeografii, da, terminând cu compartimentul administrativ. Peste tot este nevoie, dar eu, din păcate, salariile nu sunt foarte motivante. Și atunci nu prea avem parte de o resursă umană foarte bine calificată conform cu cerințele muzeului ăsta.